Fără ploaie, producțiile în agricultură sunt imposibile, iar anul 2020 ne-a demonstrat acest lucru cu vârf și îndesat, mai ales în condițiile în care nici sistemele de irigații din România nu deservesc suficiente suprafețe. Cu toate acestea, investițiile în infrastructura de irigații se lasă încă așteptate, iar fermierii sunt la mila condițiilor meteo. În minutele următoare, Florin Constantin, specialist în agrobusiness, vă prezintă o analiză asupra costurilor și impactului irigațiilor în agricultura românească. Sunt Florin Constantin, bine ați venit la încă o tabletă de consultanță agricolă pe AgroTV. Cât de importantă este ploaia în agricultura României? România a avut în 2021 un produs intern brut de aproximativ 240 de miliarde de euro. Din el, agricultura românească reprezintă jur de 4%, adică 10 miliarde de euro anual. Sectorul alimentar aduce și el o contribuție adițională între 5 și 7 miliarde de euro anual. Pare puțin la prima vedere, dar noi avem o agricultură care contează dublu în economia țării față de media UE, unde agricultura nu depășește 1,8% din PIB-ul comunitar. Această expunere mare a noastră pe agricultură nu este un fapt îmbucurător, deoarece nu excelăm în procesarea alimentară, fiind de minamente exportator de materii prime agricole, cereale, plante tehnice și animale vii. Astfel, din această perspectivă, cei 4% agricole ai noștri arată și slăbiciunea relativă a economiei românești pe celelalte ramuri de activitate. Într-un cuvânt, avem un sector agroalimentar subdezvoltat care cântărește prea mult într-o economie cu un profil general emergent, care mare mult până la maturitatea la care serviciile și industria inovantă pot deveni tractorul economic ca în vestul european. Această vulnerabilitate s-a dovedit clar și în anul 2020, când am fost afectați dublu de pandemia de COVID-19, care a scăzut consumul, dar și de seceta foarte severă, care a redus producția agricolă a noastră până la 30%. Pierdere netă într-un an secetos în România, peste 3 miliarde de euro în producția vegetală de cultură mare, fără a mai considera și pierderile provocate actorilor de pe lanțul de originare, colectare, trading și procesarea materiilor prime. În aceste condiții, România se mai mândrește cu un alt trist record, suprafața mică irigată. Chiar dacă cea irigabilă este undeva la 7-8% din suprafața arabilă de 10 milioane de hectare, cea efectiv irigată an de an nu depășește 3-4%, adică mai puțin de jumătate de milion de hectare. Cât ar costa, deci, să mai irigăm încă 2,5 milioane de hectare la noi în țară pentru a dispune de irigații măcar pe o treime din tot terenul agricol și a face față mai bine unui an deosebit de secetos și care la noi se repetă cam la 5 ani de zile odată. Costul mediu la nivelul fermei al irigației prin pivoți este de aproximativ 2000 de euro pe hectar, iar cel al irigării prin picurare se poate ridica la 4000 de euro pe hectar. La o medie de 3000 de euro pe hectar mai adăugăm încă pe atât necesar pentru reabilitarea infrastructurii primare și secundare de irigații de către stat în amontele exploatațiilor agricole, adică un cost total de aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru a iriga 30% din ogoarele românești și a reduce semnificativ impactul secetei în zonele cele mai vulnerabile, mai puțin de jumătate din pierderile suferite în anul de tristă amintire 2020 astfel fără a ne mai aduce aminte că România a ratat o anvelopă de 6 miliarde de euro pentru irigații în Planul Național de Redresare și Reziliență, implementat sub auspiciile UE în contextul pandemiei de COVID-19, totuși ce ne împiedică să facem această investiție în managementul proactiv a riscului climatic? Că cea nu pare deosebit de costisitoare lumina pierderilor și mai ales a faptului că seceta este de fapt un element nefast, omniprezent, în fiecare an, ea afectând culturile permanent, pe areale și cu intensități variabile la noi în țară, România fiind o țară cu climat continental excesiv predispusă la ariditate pe timpul verilor. Principala cauză identificată de experți stă în lipsa unui demers național coerent de cadastrare, comasare și sistematizare terenului agricol după excesiva fragmentare înregistrată ca urmare a reîmproprietării funciare prin legea 18 din 1991. Se adaugă și legislația vagă de loc protectoare pentru fermieri în domeniul arendei. Astfel, fermierii au puține certitudini privind stabilitatea pe termen lung în exploatarea parcelelor agricole și de aceea ezită în a investi pe termen lung în irigații. Voi ați investit în irigații?